Deci acum se termină incidentul ăla pe acolo. Luăm cursa, deci alții n-au mai venit, ce spuneau ei, batalionul ăla de șoc, trupe vânători de munte reînființate, care de fapt cei mai fanatici anticomuniști. Era stai curios. Iar vine o iscoană din asta, gata, uite să știi că sunt acolo. Sunt o venit, barbotaie pe acolo, au fost de la Zugren să vadă cine o... Și că au costumele făcute chiar de Anca Precupian. De Anca Precupian, măi, ia le-o cu sus. Și mergem noi, luăm cursa și ajungem pe acolo, din nou să vedem. Noi mergeam la deal și că turiști, turiști. Și într-adevăr se vede, vine tot un elicopter de ăsta al armatii. După asta coborau la vale oamenii ăștia îmbrăcați așa, comandos. Comandos, știi, cu niște oameni, așa, ne uitam, aveau și grade, na, câțiva erau vreo doi locotenenți majori și acolo iarăși are loc un incident, dă-te, doble, la o parte, soția și copilul, tu nu vezi aici, noi suntem trupii comandos, trupii de comandos comuniști și tot dă-te la o parte când ne vezi. Și deja totuși mai treceau oameni pe acolo, dar tata l-a întrebat, domnule, dar ce fel de, să știu și eu ca să mă dumirez, ce fel de armă sunteți? Vânători de munte, domnule. Suntem vânători de munte și tata îi spune, domnule, dar matale nu știi nimic, domnule. Matale nu știi nimic, nu, vânători de munte nu merg așa pe șosea. Și de fapt trebuie să meargă cu niște catâri, era creasta topografică pe acolo, armele trebuie să fie duse de catâri. Ăla începe să barboteze pe acolo, nu știu ce, dar și grada e mai tare, eu știu că sunt numai locotenent major. Stai, și eu sunt locotenent major. Și pleacă, dar după aia să văd niște fețe, au și fețe, erau muncitori, deci muncitori săraci scoși din fabrici, cam fără voia lor, le făcuseră niște costume din astea, cu niște bereti, din astea așa, tot în încercare de comandos. Și ăștia erau acești, cu un echipament de ăsta militar, deci de tras, tot făcut cumva aiurea, cu unii aveau puști din astea românești, alții aveau automat, unul avea o pușcă din asta de tip american. Iar că ăștia erau muncitori scoși din fabrici, muncitori, dar nu, deci nu știau nimic, absolut nimic, cu această femeie, Anca Precupeanu.